Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Sunt Cristina Soare și e momentul pentru cele mai importante știri despre lume și vreme. Cea mai mare valoare înregistrată în ultimele 24 de ore a fost plus 42 de grade în Namibia, în timp ce valoarea minimă a fost de minus 55,9 grade în Antarctica. Rămâneți alături de noi pentru că am pregătit informații foarte atractive pentru următoarele 18 minute. S-a dat startul votului pentru pasărea anului în România. Discutăm imediat cu Andreea Oprea de la Societatea Ornitologică Română despre acest subiect. Apoi mergem în Marea Caraibilor și vorbim despre un spectaculos recif de corali. Bineînțeles, nu uitați că vă aduc și informațiile cele mai noi despre evoluția vremii. În medie, 60 de reni mor anual în accidente de mașină în drumul lor ce duce din satul Sami, aflat în nordul Suediei, până spre aeroportul Pajala. Pentru a se evita aceste pierderi, de anul acesta, municipalitatea Pajala s-a implicat într-un proiect care presupune ca renii să fie transportați și să nu se mai deplaseze singuri. Iarna, aceste animale sunt adunate, ținute și hrănite în ferme. De obicei, locuitorii din satul Sami așteaptă ca vietățile să apară singure. Anul acesta, renii sunt însă transportați de oameni. Vacile produc mult metan, ceea ce afectează stratul de ozon. Așa că, într-o comună din Franța, acest cuplu de fermieri a început acum 6 ani să își reorganizeze munca în fermă, astfel încât să nu mai fie atât de poluată. Soia, produsă în America de Sud, a fost scoasă din alimentația vitelor și înlocuită cu rapița produsă în Franța. Bălegarul, rezultat, este folosit ca fertilizator natural în locul celui chimic, care generează dioxid de carbon. 5 hectare de culturi au fost înlocuite cu pajiști a căror iarbă absorbe o bună parte din carbon. În felul acesta, câștigurile s-au văzut și în portofelul antreprenorilor, dar și în calitatea mediului. Emisiile gazelor de seră au fost reduse la această fermă cu 17%. În cifre și mai concrete, acest procent înseamnă mai puțin carbon cu 410 tone, adică echivalentul a 800 de zboruri cu avionul între Paris și New York. În plină desfășurare a discuțiilor despre climă de la Glasgow, un mesaj dureros a plecat din Madagascar către cei care decid acum viitorul planetei noastre. Știți că pădurile au viața lor și oamenii au și ei viața lor. Pădurile au propriul lor sânge și oamenii la fel. Inima mea este tristă pentru că de 5 ani nu a mai plouat deloc, iar Madagascar este o victimă a problemelor venite de pe urma schimbărilor climatice. Nici măcar roua nu se mai formează aici. Nu avem ce să mai mâncăm, ne-am vândut vitele. Uitați-vă la culturile noastre, nu au nici frunze, bate doar un vânt care ridică nisipul peste tot. În sudul Madagascarului, clima favorizează condițiile cele mai dure de trai. Foametea este la ea acasă. Peste 1.100.000 de oameni suferă de foamete severă. Numărul celor afectați de acest fenomen se așteaptă să se dubleze în curând. Seceta cumplită a dus la dispariția completă a surselor de hrană în zonă. Pentru a supraviețui, localnicii mănâncă lăcuste, frunze de la plante sălbatice și frunze de cactus, cu care de obicei erau hrănite vitele. În aprilie 2021, 70% din zona sudică a Madagascarului era afectată de secetă, iar producția de alimente era deja la doar o treime față de cea înregistrată în ultimii 5 ani. Prognozele meteorologice sunt înfiorătoare, ploaia nu va veni, iar sezonul de plantare este compromis, câmpurile nu vor putea fi semănate, hrana va dispărea cu totul. Pentru a interveni în această situație, sunt necesare 69 de milioane de dolari doar pentru următoarele 6 luni. Organizația Națiunilor Unite și-a exprimat îngrijorarea cu privire la creșterea numărului de crize și situații de foamete apărute în atât de multe colțuri ale lumii, și toate induse de transformările climatice. Înapoi în țara noastră acum, pentru că vrem să aflăm cum stăm cu vremea. Iată că am avut parte de o dimineață rece, cu temperaturi preponderent negative în majoritatea regiunilor. La Stâna de Vale au fost minus 5,6 grade, inclusiv în București, la stația de la Băneasa, azi dimineață se înregistrau minus 3,9 grade. În ceea ce privește vremea din zilele următoare, aceasta se menține frumoasă până pe sâmbătă, când temperaturile maxime vor tinde în continuare spre 18 grade. Haideți să vedem în detaliu câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Mâine dimineață va fi rece în Brașov, minus 5 grade, minus 4 grade în Sibiu. La amiază apare soarele în toată țara, iar maximele vor tinde spre 18 grade. Cu detalii revin peste câteva minute în rubrica specială de meteo.
Societatea Ornitologică Română desfășoară anual o campanie de vot pentru a desemna pasărea anului în România. Anul trecut vă informam, chiar în seara de anul nou, că pentru 2021 Turturica a tras lozul câștigător. Stăm acum de vorbă cu Andreea Oprea despre propunerile ornito-electorale. Bine ai revenit în platoul nostru, Andreea! Bine te-am regăsit, Cristina, și mulțumesc pentru invitație. Cu drag oricând. Andreea, la câta ediție de vot pentru pasărea anului ați ajuns anul acesta și care sunt modificările pe care le faceți față de edițiile anterioare? Pasărea anului a ajuns la a patra ediție, iar ideea concursului a venit din dorința noastră de a-i face pe oameni să conștientizeze problemele cu care se confruntă speciile de păsări, iar acolo unde se poate, de ce nu, chiar să ia atitudine. Față de anii trecuți, anul acesta am propus doar 3 candidați față de 5. Ne-am dorit să lăsăm spațiu mai mult candidaților să-și exprime și să-și spună ofurile și problemele. Atunci, care sunt competitorii acestui an și care este legătura lor cu mediul înconjurător? Avem 3 candidați carismatici, pot să zic, Cristina. Este vorba de Pițigoiul Codat, Ghionoaia Verde și Sturzul Cântător. Fiecare are câte un mesaj și trage câte un semnal de alarmă. Pițigoiul Codat vine să și ne propune o discuție despre peisagistica urbană din orașe. El este un mare iubitor de tufișuri și arbuști, iar faptul acesta că cei care au grijă de parcuri taie prea mult aceste zone verzi, el are de suferit, practic îi reduce habitatul foarte mult. Dacă vorbim de ghionoaia verde, trebuie să spunem pentru început că ea este o specie de ciocănitoare. Deci este o ciocănitoare comună, pe care o vedem în parcurile din București și din țară. Simpatică, pot să spun, o văd. Foarte simpatică. Ghionoaia vine să ne convingă de ce are nevoie de arbori maturi și de lemnul mort din păduri. De ce este nevoie ca acesta să rămână acolo. Extragerea lui reduce spațiile de cuibărit atât pentru ciocănitori, dar și pentru alte specii de păsări, iar mai mult le reduce sursele de hrană. Și ultima? Dacă vine vorba de al treilea candidat, de Sturzul Cântător, din păcate el nu vine să ne încânte acum cu trilurile lui minunate, ci vine să ne vorbească despre reducerea insectelor. El își hrănește în fiecare vară pui cu foarte multe insecte, iar folosirea pesticidelor în exces reduce această sursă de hrană foarte importantă, nu doar pentru el, ci pentru foarte multe specii de animale. Cum se poate vota și ce urmează după încheierea procesului? Votul este unul foarte simplu. Fanii noștri, iubitorii de natură, pot intra pe pagina Societății Ornitologice Române. Trebuie să se ducă la albumul foto, să caute pasărea anului 2022, iar acolo pot vota. În fiecare săptămână, trebuie să spunem, va fi pusă câte o poză cu candidatul respectiv și cu câte o problemă. Au la dispoziție o lună de zile, toată luna noiembrie, ei pot vota. Orice reacție la o fotografie se consideră un vot. Mult succes cu această campanie și te aștept să ne spui cine a câștigat. Mulțumim, abia așteptăm. Ei bine, noi mergem mai departe și de-abia așteptăm, așa cum vă spuneam la începutul lunii decembrie, să aflăm ce au votat românii. Ne întindem și noi aripile acum și zburăm tocmai în Australia, unde micuții ursuleți koala, de parcă nu erau și așa în pericol de dispariție, sunt acum amenințați de o nouă problemă, de data aceasta medicală. Un ucigaș tăcut se răspândește în rândul populației de koala din Australia, clamidia. Bacteria se transmite pe cale sexuală, iar experții avertizează că răspândirea acesteia poate duce chiar la extinția speciei. Necontrolată, clamidia poate provoca orbire, chisturi dureroase în tractul reproducător, infertilitate și chiar deces. Antibioticele folosite în tratament distrug flora intestinală delicată a ursuleților. Acest lucru înseamnă că ei nu mai pot digera frunzele de eucalipt, hrana lor de bază, și ar putea să moară de foame chiar și după ce s-au vindecat. Dacă în 2008 prevalența bacteriei la ursuleții koala era de numai 10%, acum aceasta a ajuns la procentul de 85%. Oamenii de știință testează acum vaccinuri împotriva clamidiei pentru a proteja animalele. Dacă măsura nu va avea succes, s-ar putea ajunge chiar la extinții izolate. După atacurile de animale, această bacterie este a doua cauză a morții micuților ursuleți. Se alătură și criza climatică din Australia, cea care a provocat în 2019 incendii devastatoare, secetă și valuri de căldură. Atunci, 60.000 de koala au murit și au pierdut habitatul sau au suferit răni, traumă, inhalare de fum și stres termic din cauza flăcărilor.
Inclusiv aceste condiții meteorologice favorizează răspândirea clamidiei. Fundația australiană Koala a anunțat anul acesta că, în urma ultimului recensământ al ursuleților, mai există doar 58.000 de exemplare. Și tot din cauza schimbărilor climatice, seacă și apele fluviului Paraná, cel de-al doilea mare fluviu din America de Sud. Comparativ cu situația de acum 10 ani, cantitatea de apă din Paraná a scăzut dramatic. Foarte afectată este și Argentina, deoarece 40% din exporturile acestei țări sunt datorate existenței acestui fluviu. Din anul 2019, secetele repetate au afectat atât de mult debitul de apă, încât navele circulă cu restricții și nu pot fi încărcate la capacitate maximă. Peștele este și el tot mai greu de capturat și populația subacvatică scade. Rezervele de apă potabilă ale orașelor aflate de-a lungul apei curgătoare sunt în pericol. Așadar, situația este îngrijorătoare nu doar din punct de vedere hidrologic, ci și al ecosistemelor și al economiei. Și acum înapoi în România pentru a afla cum va evolua vremea în țara noastră în perioada imediat următoare. La noapte, cerul va fi senin în cea mai mare parte a țării, spre dimineață, în zonele joase de relief, pe alocuri va fi ceață sau nebulozitate joasă. Vântul își va face simțită prezența în sudul Banatului și în sudul Moldovei, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 9 și plus 7 grade. Mâine, vremea va fi frumoasă în toată țara, însă dimineața pe alocuri va fi ceață și nebulozitate joasă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade. În București urmează o noapte senină cu ceață spre dimineață. Tot spre dimineață va fi rece, minus 2 grade sunt anunțate în zona preureșenească și 1 grad cu plus în centrul capitalei. Mâine, după ce dispare ceața matinală, iese soarele și se încălzește ușor față de astăzi, iată, vom avea 14 grade. Presiunea atmosferică are o valoare mare de 766 mm coloană de mercur și va fi în scădere. Poi mâine norii încep să se înmulțească și vor persista mare parte din zi, iar temperatura va scădea la 11 grade. La munte, mâine, vremea va fi frumoasă, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor porni de la 9 grade în Ceahlău și se vor opri la 15 grade în Păltiniș, dar și în Sinaia. La nivelul întregii țări, ziua de poimâine aduce în continuare vreme frumoasă în interiorul arcului carpatic, pentru că în regiunile extracarpatice, adică în sud și în est, va fi nebulozitate joasă ce va persista mare parte din zi. În aceste condiții, temperaturile scad ușor, așadar maximele vor fi cuprinse între 8 și 16 grade. În Marea Caraibilor există o insulă care aparține olandezilor, Bonaire. Aceasta este renumită pentru reciful de coral extraordinar de bogat pe care îl deține. Din păcate, ca toate locurile minunate din lume, și acesta este amenințat de interferența omului. Bonaire este o adevărată minune a oceanului. Recifele de aici oferă venituri și hrană pentru mii de oameni. De asemenea, ele captează dioxidul de carbon și protejează țărmurile tropicale de furtuni. Bonaire și-a desemnat apele de coastă drept parc național maritim încă din anul 1979. Toate activitățile maritime de aici sunt strict reglementate de către autorități, iar patrulele verifică tot timpul aplicarea regulilor. Paznicii folosesc senzori pentru a verifica temperatura apei la diferite adâncimi. Este esențial acest aspect pentru că o apă prea caldă poate provoca albirea coralilor sau chiar moartea lor. Apa uzată sau ingredientele ce se găsesc în cremele solare reprezintă și ele o amenințare serioasă la adresa existenței coralilor. La fel și pescuitul excesiv, care poate contribui la răspândirea algelor și a viermilor dăunători. Din aceste motive, biologii monitorizează în permanență recifele pentru a detecta la timp orice posibil semn de deteriorare. Sănătatea recifului de coral este strâns legată și de ecosistemul din interiorul insulei Bonaire, acolo unde se află zone umede bogate, mangrove și habitate de păsări. În ultimul deceniu, populația din Bonaire s-a dublat. Acest aspect a determinat creșterea cantităților de deșeuri și a poluării. Defrișerile inerente în contextul creșterii populației au ajuns până la ocean. Astfel de amenințări nu sunt, din păcate, valabile doar pentru existența coralilor din Bonaire, ci par a se încadra într-un tipar extins la nivel global. Haideți să vedem cum stăm cu vremea acum pe bătrânul continent. Iată că mâine, în cea mai mare parte a peninsulei iberice, vremea se anunță frumoasă, iar la amiază meteorologii anunță temperaturi de până la 20 de grade în Lisabona. În Paris, dimineața va fi ceață și nebulozitate joasă, iar la amiază soarele va aduce 13 grade. În arhipelagul britanic va continua să plouă.
Iată că în jumătatea de sud a Italiei, meteorologii anunță vreme mohorâtă și umedă, în timp ce în cea mai mare parte a peninsulei balcanice, vremea va fi frumoasă, dar cu ceață și nebulozitate joasă în prima parte a zilei. Maximele vor tinde spre 18 grade în Atena. În țările centrale, perioadele însorite vor alterna cu cele înorate, când pe aici, pe acolo, sunt anunțate precipitații sub formă de ploaie, în timp ce în țările de răsărit, pe lângă precipitații sub formă de ploaie, vor apărea și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Doar 4 grade vor fi mâine în Moscova. În țările nordice, soare și temperaturi de 6-7 grade. Vremea frumoasă din New York se schimbă și mâine plouă intens în cel mai populat oraș al Statelor Unite ale Americii. Să vedem și alte temperaturi și fenomene în alte zone de pe glob. Ați văzut vreodată cât de leneș este un pui de leneș? Ei bine, pe 24 octombrie s-a născut unul la Londra, mai exact la Rainforest Life, o expoziție interioară considerată a fi singura pădure tropicală din capitala Regatului Unit. Să-l urmărim și noi pe leneșul cel leneș. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Nu mai e mult până la vacanța de iarnă, o așteptăm cu toții cu nerăbdare, iar mâine seară de la 7:05, Cristi Pitulice ne va da câteva idei unde putem să mergem. Vă las acum cu imaginea zilei. Ne găsiți și pe YouTube și pe Facebook. Rămâneți în continuare pe TVR2, urmează serialul Glasul Inimii, iar de la ora 20, Virgil Ianțu vă dă întâlnire la Câștigă România. Pe mâine! Astăzi, la Câștigă România. Întrebarea sună așa. Domn, și nu e vorba despre mine, nu, nici într-un caz. Și acum, vă rog frumos, liniște, nu vorbim, nu facem absolut nimic, ci trăim, zi. Dramatic. Dramatic, dar cu măsură, cu talent. Aha. Și acum să vezi încă un artist aici de față, care va trece la recitat, că tu ai crezut că scapi. Așa cred.